Bun, dacă erați dumneavoastră noul președinte PNL la Congres, refăceați alianța cu USR Plus? 100%. Asta a și fost angajamentul meu. Bun, atunci urmează să vă întreb cât se poate de simplu. Administrația USR, acolo unde ea a avut posibilitatea să existe, și anume sectorul 1, sectorul 2, Timișoara, Brașov, această administrație nu a performat, ba chiar a dezamăgit românii. De ce credeți că a dus USR-ul la guvernare și dându-le acele ministere pe care le-au avut, ar fi performat aceiași oameni sau oameni din aceeași formulă politică? Acum nu faceți comparații între niște oameni care au fost aleși în funcțiile de primar cu ceea ce înseamnă Păi, fac că sunt același tip de management, domnule formarea Orban. unei coaliții de Sunt guvernare. aceiași Asta, experți pe care partidul respectiv ni-a vândut nouă românilor, nu? domnul Bucura, o alianță o faci cu partidele care sunt cele mai apropiate de programul tău și cu care poți să faci, să elaborezi, să adopți un program de guvernare care să răspundă așteptărilor oamenilor care te-au votat. Oamenii care au votat Partidul Național Liberal au votat în primul rând nu PSD. Asta a fost, aduceți-vă la minte, pe Iohannis, care mi-a trolat toată campania, a atacat PSD de dimineață până seara. În cele mai dure și radicale, cum să spun, discursuri pe care le-a luat. În primul rând, fără PSD. În al doilea rând, să fie un program de susținere a investițiilor publice și private, un program de modernizare, un program de atragere a investițiilor private, un program de dinamizare a economiei, de creșterea calității serviciilor publice, program de reformă extrem de solid, care să fie bazat în mare parte și pe resursele pe care le putem accesa de la nivel european, fie din bugetul Uniunii Europene 2021-2027, PNRR, Fondul de Modernizare, Just Transition Fund și așa mai departe. Ori în locul ăsta, practic ce s-a pus? S-a pus o alianță contra naturii, în care, în mod evident, nu poate să fie coerentă, pentru că unele lucruri au promis PSD-iștii alegătorilor lor, alte lucruri au promis peneliștii alegătorilor lor. Nu Sunt poate să fie antagonice. împăcate și capra și varza. Nu vedeți că acest guvern nu are cap, nu are coadă, nu are Bun, busolă. și în actuala formulă Este o atunci devălmășie, o devălmășie și o lipsă ar de trebui autoritate. să